Ne-am întors în direct, stimați telespectatori, o să aveți imediat imagini cu, iată, nu astea, unde-i mai aia? Bagă-mă și mie aia de la Cotroceni, n-avem unde să o băgăm, nici în videoul, nici în plasmă, nicăieri. La Palatul Cotroceni se pregătește Sala Unirii pentru o, iată, imagine, le aveți în full screen. Bagă-le în plasmă, acelii și am pictori, te roagă fratele tău. Nu merg în plasmă? Bine. Aceea este Sala Unirii, unde peste foarte puține momente, cred că pe ușa din dreapta, va ieși președintele Republicii, se va duce la microfoane și ne va spune ce s-a decis în privința începerii parțiale a școlii față în față pe data de 8 februarie, adică lunea viitoare. Până atunci, întrebarea este următoarea. Tu de ce crezi că au fost ținute școlile închise, Ana Maria? Sincer, centralizat, da. Nu înțeleg de ce au fost toate școlile închise și am susținut asta încă de la început. Încă de la început, când s-au închis școlile, am sesizat faptul că nu există absolut motiv în localitățile unde rata de incidență cu COVID-19 este zero pentru ca localitatea respectivă să-și închidă școlile. Foarte tare! Este o decizie în primul rând nefondată. Nicolae, tu de ce crezi, prieten drag, că au fost închise școlile în zone, orașe, municipii în care rata COVID era 0 sau era sub 1,5 oricum, adică era pe scenariu verde? Sunt de acord cu Ana aici. Nu trebuia închise acolo unde incidența nu impunea. Asta e clar, mi-ai spus și tu, am mai spus și Ana Maria, uite, am întrebat de ce crezi că totuși le-au ținut închise. A fost o decizie greșită. Foarte tare. Crezi că la sfârșitul acestui an școlar, examenul de BAC va găsi promoția atât de dramatic pregătită încât rezultatele să fie mai proaste cu mult decât în anii trecuți, Nicolae? Asta depinde și de minister. Depinde cum ne informează. La turația la care înveți tu acum și te simți pregătit pentru BAC, că urmează să dai BAC-ul, să termini... Mergem întâi la Cotroceni și vin la voi. Am finalizat o întâlnire la care a participat primul ministru, ministrul educației, ministrul sănătății și alți experți și consilieri de la administrația prezidențială. Am discutat o temă care este extrem de importantă pentru milioane de români. Am discutat ce se va întâmpla cu școlile din România începând de săptămâna viitoare, când începe semestrul 2. Am început cu o analiză a contextului pandemic și pot să vă spun câteva lucruri foarte clare. Nu am scăpat de pandemie, este nevoie să continuăm să fim responsabili, să purtăm mască, să păstrăm distanță, să respectăm măsurile care sunt în vigoare. Dar putem să constatăm că în ultimele săptămâni incidența bolii s-a redus un pic. Avem ceva mai puține persoane internate la terapie intensivă, avem ceva mai puține persoane care se internează în spital în fiecare zi. Deci, cum spun experții, trendul este descendent. Pe de altă parte, nu suntem singuri în Europa și evident că ne-am uitat puțin în jur să vedem ce fac alții în acest context. Putem să constatăm că marea majoritate a țărilor din Uniunea Europeană deschid școlile. În majoritatea statelor, școlile sunt deja deschise sau vor fi deschise progresiv în următoarele săptămâni. Sunt foarte puține, doar 3 state care acum nu deschid școlile. În consecință, în unanimitate, am decis următoarele lucruri. Începând de luni, când începe semestrul 2, majoritatea copiilor merg fizic la școală. Evident însă
că trebuie să respectăm și situația din fiecare localitate, să ținem cont de ce se întâmplă în fiecare localitate și pentru fiecare școală trebuie luate măsuri foarte stricte, fiindcă noi ne dorim ca școala să se desfășoare în condiții sigure și pentru copii și pentru dascăli. Și în consecință, în localitățile în care sunt puține cazuri de COVID-19, în așa numitul scenariu verde, toți copiii merg fizic la școală, și grădiniță, și ciclu primar, gimnaziu și liceul. În localitățile în care sunt ceva mai multe cazuri, așa numitul scenariu galben, acolo copiii de grădiniță merg fizic la grădiniță, clasele 1-4 merg la școală și din ciclul secundar merg doar copiii din clasa 8-a fizic la școală, fiindcă ei se pregătesc de examen, iar din liceu merg copiii din, sau tinerii deja, din clasa 12-a care se pregătesc de bacalaureat. În localitățile unde, din păcate, sunt destul de multe cazuri care sunt în așa numitul scenariu roșu, merg fizic doar copiii la grădiniță și clasele 1-4 la școală, restul făcând școala online. Deci în scenariul roșu merg cei mici fizic, iar clasele de la 5 până la 12-a fac școala online. Iar în localitățile unde incidența este mai mare, localități care intră în carantină, în mod natural toată lumea stă acasă. Deci, pe scurt, grădinițele și clasele 1-4 vor funcționa fizic peste tot, mai puțin în localitățile care intră în carantină. Acolo unde sunt puține cazuri de COVID-19, toți copiii merg la școală. Unde sunt ceva mai multe, merg la școală cei mici și clasele 8-12, iar unde sunt destul de multe cazuri, înainte însă să intre în carantină, merg doar cei mici, grădiniță, clasele 1-4, restul făcând școală online. Sigur, mai sunt multe detalii de clarificat. Cum se verifică dacă un copil este bolnav sau nu? Ce se face în acel caz? La câte cazuri de îmbolnăvire dintr-o școală se închide școala și așa mai departe? Toate aceste lucruri vor fi foarte rapid clarificate printr-un ordin de ministru comun al Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, un ordin care va fi pregătit astăzi și mâine și va fi dat publicității. În consecință, pregătiți copiii pentru școală. Vă mulțumesc și vă doresc multă sănătate. Repede, repede, Ana Maria, un scurt comentariu. La mine nu s-a auzit ce a zis domnul Iohannis. Minunat! Niciun comentariu că nu s-a auzit. Nicolae, la tine s-a auzit? Nu l-au uitat, Nicolae. Ne-am uitat și la alte state. Zi, tu l-ai auzit pe președinte, Nicolae? L-ai auzit pe președinte? Da. Așa, zi un comentariu. Fă un comentariu de un minut. Bun. Președintele a spus că s-a uitat și la alte state când a luat decizia asta. În Italia s-a hotărât suplimentarea transportului în comun și crearea unui orar special, în așa fel încât elevii și oamenii care merg la serviciu să nu se intersecteze pe traseu. Foarte tare. Noi am făcut așa ceva? Bună întrebare. Bine, mulțumesc mult, Ana Maria, mulțumesc mult, Nicolae. Vă promit amândurora că ne vom revedea foarte, foarte curând în emisiunea Se întâmplă acum. Pregătiți-vă, mersi mult, Ana, mersi mult, Nicolae. Pregătiți-vă, sunați-vă prietenii, vecinii și rudele, așa cum v-am promis de la bun început. Acel expert care, sub rezerva anonimatului, va vorbi despre ce s-a întâmplat în opinia lui în pavilionul 5 de la Balș,
și care ne va lămuri, cel puțin așa am înțeles eu de la domnia sa atunci când am antamat interviu. În primul rând vreau să-l salut. Bună ziua! Da, să trăi, domnul Tudor Bărbu. Ne veți lămuri, mi-ați promis, care este legătura dintre oxigen într-o cantitate sau, mă rog, într-o concentrație foarte mare în toate zonele în care sunt tratați pacienți COVID, tocmai din motivul că are pacientul COVID are nevoie de oxigen în surplus față de pacienții cu alte diagnostice. Vă întreb, primul lucru, câți ani ați lucrat în slujba aparaturii medicale și a blocurilor operatorii în România? Opriți sonorul televizorului și ne auzim doar la telefon. Am înțeles. Circa 20 de ani. Perfect. V-am întrebat. Opriți sonorul televizorului la zero. Vă rog mult. Ok. L-ați oprit? Da. Bravo. Acum, după două decenii de muncă în domeniul aparaturii medicale și a dotării spitalelor, vă întreb, ce s-a întâmplat în opinia noastră la Balș? Domnul Tudor Bărbu, am avut o intervenție și de la Piatra Neam. Așa este. Totuși trebuie să ținem cont de un lucru. Suntem în război. Dar noi ne luptăm cu cineva care nu vedem un virus și pentru treaba asta trebuie să ne pregătim ca atare. Adică? Pe front, unii mor, alții trăiesc. Aici cam același lucru se întâmplă. Ce face sistemul de sănătate în România? Luptă cu toate puterile prin spitalele COVID sau și alte încadrări să salveze oameni, pentru că deja e un virus foarte agresiv. Bun, astea sunt vorbe frumoase. Dar eu aștept în continuare să ne spuneți dacă oxigenul a fost cel de vină, dacă tuburile de oxigen în opinia noastră au fost de vină, dacă prizele supra-solicitate după părerea noastră au fost de vină, dacă aparatura nu este compatibilă cu vechimea clădirilor și de aici tragedia de la Piatra Neamț, în tragedie în urma căreia ați mai intervenit toată tot sub anonimat în emisiunea mea, asta vreau să aud, dacă se poate. Ați punctat foarte bine, toate le-ați luat așa la rând. Domnul Tudor Bărbu, vreau să vă spun un lucru. La acest incident grav, noi în termen de legislație europeană și națională spunem incident grav cu echipamente când se lasă cu decese sau, sănătatea publică foarte grav afectată. Noi suntem în situația asta. Eu n-aș vrea să le iau pe fiecare la mână. În primul rând, eu nu știu dacă acolo au fost tuburi de oxigen. O explozie să se întâmple, trebuie să aibă patru factori importanți. Să aibă substanțe inflamabile, combustibil, aer cu o încărcătură de oxigen mai mult decât este normal, pentru că am spus și data trecută. Am înțeles. Oxigenul din aer e 21% și 3%. Și trebuie că de-aia spun că aș vrea să insist, dacă cumva au fost tuburi de oxigen acolo, prin presiune, prin căldură, pentru că tubul are un gaz lichifiat sub presiune. Dacă el a fost în încăperea aia de la ATI, categoric temperatura și presiunea a explodat. Excelență, stați un pic. Dă imagini de la București, de la Abal și Aline. Eu vă întreb așa. M-am uitat și eu, am crezut că nu țin minte bine din anii de liceu. O butelie normală, o butelie de aragaz, are undeva între 7 și 12, 14 bari, adică atmosfere. Da, o butelie de oxigen, excelență, o butelie de oxigen are de la 100 la 300 de atmosfere. Dacă o butelie de oxigen exploda aici, vă întreb că nu mă pricep, mai rămânea vreun termopan, mai rămânea vreun geam. Aici toate sunt geamurile, sticla de la termopan este intactă. Geamurile sunt intacte, excelență. Doamne iartă-mă, poate nu mă pricep. Atunci înțelegem că nu a avut loc, o explozie a unui tub. Explozie, zice lumea că a văzut. Păi explozia poate să fie dintr-o încăpere închisă, în care a apărut un incendiu. Deci acolo a fost o
a fost o sursă de flacă. Așa, și explozia de la ce poate fi dacă n-a fost de la tub de oxigen? Păi, asta vă spuneam. Deci, în momentul, eu vă aud mai repede decât vorbiți. Nicio problemă. În momentul în care, într-o secție de ATI, o sală de ATI, deci un spațiu închis, oxigenul e la greu acolo, că sunt scăpări și normal, că nu poți să-i administrezi pacientului toată cantitatea de oxigen care o pui, că primești gemetodă. Asta e un. Doi, în momentul când am avut un reșeu, cum spune lumea, și a făcut un scurtul ăla, s-a datorat încărcăturii instalației electrice, că a fost veche, că a fost nouă, de-aia spunea că se vor război. Nu mai e vorba de un 2, 3, 10 aeroterme. Acolo e vorba de alte echipamente care supra-solicită instalația electrică. Deci a fost un scurt. Acolo, în momentul ăla, s-a declanșat un foc. Da. Oxigenul, cum spuneam, bine, oxigenul îl menține, îl amplifică de nu știu... Îl alimentează. Am înțeles. Vă întreb așa, da, sincer. La Piatra Neamț s-a dovedit că tot ce ați spus în emisiunea mea, atunci când cât de cât a avansat ancheta la fața locului și a ieșit în spațiu public rezultatul, ați avut dreptate. Vă întreb, acum, la Balș, în opinia noastră, nu neapărat care a fost sursa, care este principala cauză care a dus la producerea acestei tragedii? Am spus și repet că tot îmi place să zic de război. Domnul Tudor Oarcu, dacă luam învățăminte de la Piatra Neam, dar se pare că nu am luat. Toate spitalele au un departament sau un birou sau cum vor să-l cheamă, tehnic. Ori în momentul când eu sunt în situația asta și lucrez cu oxigen la vedere în cantități mari, eu ca specialist, ca tehnician în cazul spitalului, trebuie să țin cont neapărat de ordinul ministrului care îl veghează și supraveghează DSP-ul, în care vine și controlează câte prize sunt pe rampa de la capul pacientului, câte console, ce distanță se află între paturi și așa mai departe. Ori, în momentul când am o suprafață, nu știu, 20 de metri pătrați, 15 metri pătrați, și eu nu supraveghez printr-un aparat de monitorizare, MMU se cheamă ăsta, în care monitorizez concentrația de oxigen, atunci las în încăperea să facă o bombă. În momentul când am aceste echipamente și văd că a depășit concentrația de oxigen, nu zic mai mult de, mă duc la 30, hai să zicem, 30%, deja e pericol. Și atunci ce fac? Aerisesc. Deschid geamuri, să iasă, să se aerisească încăperea, să vină la nivelul oxigenului din atmosferă, 21%. Și în atmosferă, într-un spațiu deschis, când avem un incendiu, că zice, domnule, uite cu ce viteză, păi din cauza aerului, din cauza... Ultima întrebare. ...care alimentează. Cunoscând foarte bine rețeaua spitalicească, pentru că ați lucrat două decenii în ea, cât de mare este pericolul ca în orice zi, la orice oră, tragediile de la Piatra Neamț sau de la Matei Bal să se repete în contextul spitalelor din România, așa cum le știți? Și slavă Domnului, am înțeles că știți foarte multe unități spitalicești de 20-30 de ani încoace. Domnul Tudor Barbu, eu pot să afirm, să susțin că spitalele din România, unitățile sanitare din România, chiar dacă ele au o vechime de nu știu câți ani, ele n-au rămas la nivelul anilor 80, 70 și așa mai departe. Din ceea ce am văzut practic în teren, toți managerii și toate spitalele au umblat la instalația electrică, au umblat la traseele de gaze care vin să alimenteze, să susțină vital pacienții. Dar dacă noi nu supraveghem, nu monitorizăm, pentru că nu se compară cu un salon normal. Sunt 20 de bolnavi, lasă că vine asistenta să-i vadă dacă nu-i vede. Aici trebuie monitorizat non-stop de specialiști.
Și în momentul când ai acel echipament care, într-adevăr, nu prea a fost pe piața românească, dar Dreggerul, care e o mare specialistă în așa ceva, are acest echipament, trebuie fiecare spital să se doteze cu treaba, să aiețească și așa. Este permis în spitale, conform ordinului de ministru, să facă încălzirea și cu reșouri sau cu ce era aia acolo, aeroterm. Nu pot să cred că există un ordin de ăsta. Cum așa? Ba da, ba da. Spune acolo că poate fi încălzit și cu aparate electrocasnice. Spune acolo că poate fi încălzit și cu aparate electrocasnice. Deci nu este interzis. Foarte tare! Foarte tare! Bine, fii atent ultima întrebare. Fii atent ultima întrebare. Cum ți se pare faptul că majoritatea, mă, nu spun câte, că nu știe nimeni exact câte, în România nu se știe, e o vrăjeală asta cu mai puțin de 50, mai mult de 50, mai mult de jumătate dintre spitale, prieten drag, nu au contracte serioase sau nu au contracte deloc de mentenanță și supraveghere a aparaturii medicale și te întreb pe tine care două decenii asta ai făcut, ai verificat aparatură medicală și ai dat aviz de funcționare pentru foarte multe instalații care deservesc blocuri, operatorii și pavilioane. Vreau să vă spun că legislația... Lasă-o, dracu, doamne, iartă-mă de legislație! Părerea ta despre această situație de fapt în România. Păi de aici vreau să plec. Legea spune clar, toate unitățile sanitare este obligată să aibă contract de servicii și mentenanță. N-auzi că n-are! Păi aia e altceva că nu are, dar e obligat să aibă. Am înțeles. Bine... Mersi frumos, să-ți dea Dumnezeu sănătate. Cine a avut urechi de înțeles, de auzit, a auzit, cine a avut creier, cine are creier să înțeleagă, băi, sunt obligații. Adică, în principiu, te cam duci într-o țară civilizată, nu e cazul la noi. Că la noi situația este cea care este, după 30-31 de ani de abuz al unora la adresa sistemului sanitar. Într-o țară normală, la creierii capului, situația asta cu mentenanța, cu contractele, cu firmele, firme de apartament, bă, firme... Vai steaua lor, multe dintre ele, care n-au nicio treabă, nicio treabă, dar au contract pe o poală de bani, pentru că bănuiesc că parandărătul funcționează și în domeniul ăsta, au grijă de aparatură. Este unul dintre secretele în urma cărora au mers la Matei Balș 140 și ceva de mașini de la Ministerul de Interne, ambulanțe, poliție, pompieri, smurt și vreo aproape 500 de oameni. Atâta, au fost în noaptea aia, în dimineața aia, 476 de persoane, vă spun eu sigur, sub cifre absolut corecte. Cea mai mare intervenție după colectiv. Și la colectiv au fost mai puțini. Atenție, mai puțini decât la Balș. La Balș au fost 476 de persoane angajate ale Ministerului de Interne, de la Smurd, pompieri, poliție, jandarmi, tot ce vreți voi, și 100, atenție, 146 de mașini, de vehicule. 146 de mașini au intervenit. Atenție, ale Ministerului de Interne. Bună ziua, domnule Rădoi. Bună ziua. Cornel Rădoi, oameni buni, sau Ioan Rădoi, cum îl știu mulți. Eu îl știu din mulți, mulți ani în urmă pe Cornel. Este liderul sindicatului Metrorex. Este într-un scandal uriaș, uriaș cu ministrul transporturilor. Aveți imagini de la metrou. Motivul o să vedeți imediat știrea. Dă puțin știrea pe ecran la inegală, Aline. Știrea este așa. Ministrul Drulă spune că la Metrorex salariul... Aveți știrea pe ecran. La Metrorex salariul mediu, mediu, salariul mediu al angajaților Metrorex este de 100 de milioane de lei vechi. Bă, 100 de milioane. Venitul mediu, 10.000 de lei pe lună. În vremuri de pandemie în care călătoriile cu metroul s-au prăbușit, ceea ce e corect, sunt mult mai puțini oameni la metrou, salariile au crescut. Reacția liderului de sindicat este în direct, domnul Rădoi. Cum e da. Posibil să ajungeți la salarii de 100 de milioane în salariul mediu la Metrorex? Una și al doilea, de ce sunteți în scandal cu domnul ministru Drulă? Domnul Bărbu, hârtia suportă orice. A discuta și a face afirmații la fel. Putem să facem fiecare dintre noi. Păi stați că nu e fiecare, domnul Rădoi, e ministru, domne. Da, un ministru mincinos. Ce? Este primul? Pe ce vă bazați? Stați un pic. Pe ce vă bazați când spuneți asta? Păi imediat vă spun. Deci este al 26-lea ministru, ca să știți, din 90 până acum.
Da, nu știu dacă îl prinde Paștele, dar asta este treaba dumnealui. Până una alta, uită ce responsabilitate are. Domnul Rădoi, vă întreb punctual. Înainte să-l ascultăm și avem o înregistrare cu ministru. Care este salariul mediu, în opinia dumneavoastră, că sunteți liderul de sindicat? Nu în opinia... Care e salariul mediu în Metrorex? Ministru, aseară... Domnul Rădoi, care e salariul... Ascultați-mă, 7. Care este salariul mediu? 7? Deci, 7.000 de lei. 7.000 de lei salariul mediu. Rămâneți lângă noi un pic, sincron, o bucățică de sincron cu ministrul Drulă, atât cât am reușit să obținem, pentru că n-a dorit să intre în direct cu noi. Între 2016 și 2020 s-au dublat salariile în Metrorex. Nu există nicio altă zonă a economiei în care să se fi întâmplat așa ceva. A ajuns partea de cheltuieli salariale a companiei de la 333 de milioane în 2016 la 627, deci o dublare aproximativ în 2020, iar la anul 876, deci aproape vorbim de o triplare. Eu chiar cred că oamenii din Metrorex, și am tot respectul pentru ei, au fost cumva păcăliți de această conducere sindicală de domnul, acest domn Rădoi veșnic de 30 de ani, care amenință toate guvernele și pe toată lumea, și au fost păcăliți. Domnul Rădoi, care exercită influență și asupra conducerii Metrorex, care participă în Consiliul de Administrație, care amenință ani de-a rândul miniștri și așa mai departe, taie și spânzuri acolo. Da, ne întoarcem după 2 minute de publicitate la Cornel Rădoi să ne spună de ce amenință toate guvernările și de ce este atât de supărat ministrul Drulă pe el. Ne-am întors în emisiune Oameni Buni. Cornel Rădoi spune că sunt 7.000 de lei, nu 10.000 de lei salariu mediu la Metrorex. Întrebare, este un salariu care include și sporurile pe care le au angajații Metrorex sau nu? Da, domnule Barbu, vreau să vă spun că nu numai sporurile, aici sunt incluse și veniturile care provin din orele de noapte lucrate, din sfârșitul de săptămână, noi n-avem Paște, n-avem Crăciun, n-avem Revelion, după cum știți, deci oamenii noștri trăiesc cum trăiesc. Ce să vă mai spun, că depășim limita maximă a noxelor de 8 ori, conform studiilor făcute, motiv pentru care foarte mulți oameni au plecat la pensie conform grupei a treia și a doua de muncă, și tocmai de aici avem deficit de personal. Nu ce știe ministrul, de fapt nu știe nimic. Asta este altă treabă. Este pe alt tărâm. Domnul Rădoi, vă întreb așa. De ce, da, de ce spune că amenințați guvern după guvern, domnul Drulă, una? Și al doilea, de ce salariile acestea nu au niciun fel de impact în vreme de pandemie? Întrebare firească, spun eu. Nu, pentru dumneavoastră e firească, pentru mine nu, dar cred că vă lămuresc. Vă rog. Deci, în primul rând, noi nu putem să lucrăm online, apropo de perioada de pandemie. Deci noi trebuie să avem mecanicul în fruntea trenului, trebuie să avem tot ce înseamnă siguranța circulației la intervenții și la reparații, trebuie să avem toată lumea prezentă la serviciu. Deci la noi, și dacă circulă mai mult sau mai puțin, că asta a uitat de perioada în care ne aflăm, și face o comparație. Face o comparație între perioada când avea 600-700 de mii de călători pe care îi transportam zilnic, față de momentul actual. Păi ce să facem? Păi în momentul actual cât aveți? În momentul actual cât aveți în medie pe zi? Am ajuns la un moment dat la vreo 200 și ceva de mii. Adică aproape de 3 ori mai... Domnul Rădoi, de 3 ori mai puțin. De 3 ori mai puțin. Păi de 3 ori mai puțin și de... Nu mai compar cu calea ferată, de 5 ori mai mulți. Adică să vă... Dar eu n-am treabă că băieții ăștia, apropo de calea ferată, că tot ce a luat angajamente domnul ministru, la aștept ca să rezolve problema căii ferate, să rezolve problema aeroportului, să rezolve problema portuarilor, care toți suntem într-o convenție națională a transportatorilor.
pe care... Bun. Domnul Rădoi, dacă, o ultima întrebare. Domnul președinte, ultima întrebare. Da. Dacă au scăzut la aproape o treime intrările de bani din cauza pasagerilor foarte puțin la metrou, cum se compensează pentru a păstra aceleași salarii de dinainte de pandemie? Păi da, unde în lume nu se compensează cu subvenția? Unde în lume? Să-mi spuneți un singur metrou și atunci zic da. Nu știu, nu mă pricep, vă întrebam pe noi asta. Păi vă spun eu, deci niciunde în lume metrourile metrourile sunt subvenționate, nu sunt subvenționate. Bine, am înțeles. Zice domnul ministru care a venit de pe Coclaur. Am înțeles, vă mulțumesc mult, domnule președinte. A fost și punctul de vedere al Metrorex, ca să nu zică lumea că am luat doar punctul de vedere al ministrului Drulă. Între 2016 și 2020 s-au dublat salariile în Metrorex. Nu există nicio altă zona economiei în care să se fi întâmplat așa ceva. A ajuns partea de cheltuieli salariale a companiei de la 333 de milioane în 2016 la 627, deci o dublare aproximativ în 2020, iar la anul 876, deci aproape vorbim de o triplare. Eu chiar cred că oamenii din Metrorex, și am tot respectul pentru ei, au fost cumva păcăliți de această conducere sindicală de domnul, acest domn Rădoi, veșnic de 30 de ani, care amenință toate guvernele și pe toată lumea, și au fost păcăliți. Domnul Rădoi, care exercită influență și asupra conducerii Metrorex, care participă în Consiliul de Administrație, care amenință ani de-a rândul miniștri și așa mai departe, taie și spânzuri acolo,